consilier. Ați fost convocați astăzi în ședință ordinară, astăzi data de 12.02.2024, prin dispoziția primarului numărul 19, din 5.02.2024. Prezenți sunt toți consilierii. Supunem la vot proces verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Dau cuvântul unui președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi. Ziua votului de astăzi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Tâncești pentru anul 2024, inițiator primarul Comunei Tâncești. Numărul 2. Raportul privind starea economică socială a Comunei Tâncești pentru anul 2023, inițiator primarul Comunei Tâncești. 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 4235 din 28.09.2015 privind 10 atelieri de ZMBT SRL începând cu anul 2024, inițiator primarul Comunei Tâncești. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare apă potabilă pentru abonații din Comuna Tâncești, inițiator primarul Comunei Tâncești. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Comuna Tâncești, inițiator primarul Comunei Tâncești. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor de servitute a numiților Dincă Constantin și Dincă Alina Ramona pentru imobilul situat proprietate, situat în satul Tâncești, strada Fântâna lui Anton, numărul 2A, Comuna Tâncești. Și numărul 7. Diverse. Supun la vot ordinea de zi pe astăzi. Ce este pentru? Împotriva? Nu avem. Numărul 1. Proiectul cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Tâncești de Sălbacă. Bănuiesc că domnul contabil va prezenta acest proiect de hotărâre. El este. Iată că am ajuns în luna februarie și conform legii finanțelor publice, unitățile administrative teritoriale, în 45 de zile de la data promulgării bugetului, au în obligație, în sarcină, de a emite hotărâri cu privire la aprobarea bugetului local pentru fiecare comunitate în parte. Noi facem parte din această... suntem Comuna Tâncești din județul Bacău, nu, și facem parte din această structură și trebuie, astăzi, o ședință a Consiliului Județean, am plinit adresa 4408 din 12.02.2024 cu sumele ce provin de la Consiliul Județean. Da, să avem pentru în ședința de astăzi, avem de supus aprobării dumneavoastră rectificarea bugetului local pentru sursa A, adică bugetul local al aparatului administrativ al Consiliului Local Tâncești și bugetul activităților autofinanțate, sursa E, pentru activitățile autofinanțate din subordinea Consiliului Local. Dăm citire primului material. Subsemnatul consilier superior în cadrul aparatului de specialitate a primăriei Tâncești solicit spre dezbatere și aprobare bugetul local cu suma totală de 11.504.000 lei, astfel venituri curente de pe plan local avem prognozate 1.281.000 lei. Am primit sume de la Consiliul Județean și la Direcția Generală a Finanțelor Publice. De la AGFP, cu adresa 519 din 12.01.2024, am primit suma de 2.376.000 lei. Adresa 393 din 11.02.2024, tot de la AGFP, 3.455.000 lei. De la Direcția de Muncă, primim încălzirea populației pentru anul bugetar 2024, 1.060.000 lei. Subvenții de la Direcția de Sănătate Publică, 96.000 lei, iar adresa Consiliului Județean 4.408, pe care am prezentat-o anterior, 920.000 lei. Deci, venituri curente pe plan local, la bugetul local, anul acesta avem 9.188.000 lei. După cum știți, din anii anteriori, excedentul
bugetul local, adică fondul de rulment, care se constituie la finul anului, ca urmări a nerealizării cheltuielilor sau asumilor intrate în cont și neutilizate, la finele anului trecut, după cum știți, am avut, când am prezentat și închiderea exercițiului bugetar, am avut o sumă de 2.316.000 lei, care noi, executivul, cu aprobarea dumneavoastră, cu așa, avem voie să o trecem numai pe activitatea de investiții, pe bugetul de dezvoltare, adică pe investiții, astfel încât 9.188 și cu 2.316 va face un buget pe partea de cheltuieli de 11.504.000 lei. Împărțit pe cele două secțiuni, deci cum spuneam, bugetul se construiește pe două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de funcționare cuprinde salariile, bunurile și serviciile, asistența socială, cultele și tichetele de grădiniță. La secțiunea de funcționare avem un buget de 7.146.000 lei, iar la secțiunea de dezvoltare avem un buget de 4.354.000 lei. Dacă le luăm procentual, secțiunea de funcționare reprezintă 62% din totalul cheltuielilor, iar secțiunea de dezvoltare reprezintă 38% din totalul cheltuielilor. Considerăm că, în ciuda lipsa fondurilor, știm cu toții că trecem prin situații dificile. Dacă vă amintiți, anul trecut am adoptat la sfârșitul anului o ordonanță 90, prin care ni se solicita să renunțăm la o parte din cheltuieli pentru a diminua deficitul bugetar, având în vedere că am cuprins în bugetul de anul ăsta și acele cheltuieli care nu le-am putut finaliza din cauza ordonanței 90 și am reușit să înglobăm un buget de 4.358.000 lei pentru achiziția de dezvoltare, adică pentru investiții, considerăm că e un lucru pozitiv, un lucru bun. Noi am cuprins atâta sume cât ne-a permis bugetul pe obiectivele de investiții pe care am să vi le enumer mai târziu. La construcția bugetului pentru anul bugetar 2024, construcția bugetului se face în baza legii bugetului de stat 421/2023 pentru bugetul anului 2024, precum și a prevederilor articolul 33 alineatul 3 și 5 din legea 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Conform adresei 462021 AMF București, a Guvernului României, și a adreselor de mai sus, ale șefului AJFP Bacău. În legătură cu veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precizăm următoarele. Potrivit prevederilor articolului 26, alineatul 1, bugetele locale se aprobă pe secțiuni de funcționare și dezvoltare. Cum spuneam, ordonatorii de credite au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate plăților restante la finii anului anterior, ceea ce nu e cazul instituției noastre. Deci noi, cum spunea cineva odată, că așa cum ne-am obișnuit, nu avem în vedere, ca să nu avem plăți restante, să nu ne angajăm în cheltuieli care nu au acoperire, astfel încât la începutul fiecărui an să plecăm cu plăți zero restante și sperăm că și la finele anului sfârșitul anului acesta va fi tot la fel. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale numai după strângerea, dacă ar fi cazul, dar nu e cazul la noi, da? Numai după stingerea plăților restante. În ce condiții s-au mai construit bugetul local? În situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii prognozate pentru ultimii 2 ani este mai mic de 97%, pentru fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor la partea de venituri a anului precedent. Adică noi am prins în buget 1.281.000 lei, atât am realizat noi anul trecut venituri curente de pe plan local.
Sumele realizate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat, donații și sponsorizări se cuprind în buget numai după rectificare și după încasarea lor. Deci dacă noi am avea sponsorizări de la anumite societăți sau donații sau am valorificat ceva din domeniul public al statului, nu le-am putea trece în buget decât dacă le încasăm întâi, le avem în cont și pe aia le prindem în buget. Deci asta e o regulă foarte strictă, care se perpetuează de mai mulți ani și mi se pare corect, adică nu poți să prinzi în buget o chestie pe care ai o promisiune. Deci trebuie să ai banii efectiv. Totalul cheltuielilor pe anul 2024, cum spuneam, conform achetei, e de 11.504.000 lei. Ca urmare a solicitărilor noastre de fundamentare a cheltuielilor pe anul bugetar 2024, în completarea veniturilor proprii și a sumelor primite de la organele RAC superioare, executivul Consiliului Local Funcție de Reprezentant prin domnul primar Grădinaru Vișinel, în calitatea sa de ordonator de credite, ne propunem să construim un buget transparent, echilibrat, respectând prevederile legii bugetului de stat, enumerat mai sus, și a legii finanțelor 273/2006, realizând astfel cu un minim de cheltuieli cât mai mic, mai multe obiective de ce le avem în vedere în acest an astfel. Vorbeam despre cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare. Spuneam că din bugetul de funcționare face parte în primul rând cheltuieli de personal pentru activitățile din subordinea Consiliului Local Pâncești, unde s-a avut în vedere numărul salariaților de statul de funcție aprobat și acordarea drepturilor salariale cuvenite prin lege și a obligațiilor salariale către bugetele consolidate ale statului, determinând astfel necesarul de cheltuieli pentru fiecare capitol bugetar în parte. Știți, noi avem un buget, capitolul 51, care cuprinde administrația locală, unde avem un număr de 12 salariați din 22. Avem asistenții personali, persoane cu handicap, la capitolul 68-10, unde avem un număr de 39 de cazuri și 12 indemnizații de handicap. Avem, de asemenea, capitolul 66-10, unde avem salariatul Direcției de Sănătate Publică, unde, după cum am prezentat la partea de venituri, primim banii de la Direcția de Sănătate Publică pentru plata asistentului comunitar. Și avem ultimul capitol în buget, este capitolul 70-10, unde avem salariații din gospodăria comunală, adică servicii de dezvoltare publică, cei trei salariați care sunt pe agregatele și utilajele Chifanii, Roman și Florea Iulian. Deci, la partea de salarii, total capitol, m-am gândit să le prezentăm mai sintetizat, adică să nu punem 10.01, salarii 10.01, indemnizații. Deci, pe total salarii la capitolul, pe total buget din cadrul administrației Pâncești, avem 3.794.000 lei față de 11.504 total buget, deci un procent de 32% din buget. La prima impresie ar părea că ar fi o sumă măricică. Suma care ne ridică cel mai mult este plata asistențelor personali. 39 avem și avem încă două dosare făcute pentru încă două cazuri noi. Să nu fie nimeni în pielea lor. Deci ne-au venit precizare de la Ministerul Muncii să facem actualizarea salariului minim pe economie cu 5%, după cum s-au dat și dispoziție și aprobare în Consiliul Local în ședințele anterioare. Deci un salar pentru un însoțitor este de 3.300 plus 5%, vine 3.465 plus indemnizația de rangă 347. Bună ziua, bună ziua. Și ar mai fi, dar nu le spunem de toate, ar mai fi și sport vechime, dacă ar fi corect să respectăm legea.
Dar având în vedere că bugetul este foarte strâns, foarte strâns și asta nu am avut de unde să prevedem sume acum, dar dacă la solicitarea noastră la AJFP Bacău pe parcursul anului 2024 vom primi sume, vom trece și vom respecta întotdeauna această nedreptate pe care li se acordă, nu li se acordă și trebuie să o prindem pentru că dacă vine direcția lui ITM-ul în control, nu e... Da. Dar noi, la stabilirea salariilor la aceste persoane, 90% vin din bugetul de stat, din surse defalcate pe 11.02 din TVA, unde avem și bani pentru bunurile și servicii la școală. Noi am prevăzut în buget 10% din bugetul local, deci la, dacă ne ducem la 3.794 partea de contribut care am pus-o noi, e destul de măricică. Nu își permitea bugetul să poată pune întreaga sumă. Un alt subcapitol în buget este titlul 2, titlul 20, bunuri și servicii, la stabilirea acestor cheltuieli privind bunurile și servicii, unde se prevăd cheltuieli cum ar fi furnituri de birou, încălzit, iluminat, telefon, materiale consumabile, materiale de întreținere și funcționare, reparații curente, prestări de servicii, manopere, igienizare, activitatea de învățământ, precum și alte cheltuieli de funcționare, s-a avut în vedere la construirea bugetului realizarea cheltuielilor pe anul 2023, indexat cu indicele de inflație, aferente fiecare cheltuială în parte, de care făceam precizarea mai sus. De asemenea, s-a avut în vedere și majorarea cheltuielilor privind de energia electrică, care crește mai mereu, tot mereu, cât și plata, cât și plățile restante, respectând prevederile ordonanței 90 pe 2023 privind diminuarea deficitului bugetar. Am plătit în luna februarie, domnul primar, știe, 1.125, aproape 1.125.000 cheltuieli care nu le-am realizat în 2023 ca să respectăm ordonanța 90. Deci s-au ridicat un pic cheltuielile cu acest volum de cheltuială pentru bunuri și servicii cu această sumă. Deci, pe total, sub capitol, avem 1.698.000 lei. Procent față de cheltuială în buget față de celelalte cheltuieli, 15%. Un alt capitol important în buget este asistența socială, adică cea mai mare parte e încălzirea de la populație, care primim banii cei drept de la Direcția Muncii. Unii, pe total, capitol adunat cu tichetele de grădiniță la capitolul 57 și cu asistența socială avem 1.639.000 de lei, adică un procent de 15% din buget. Ultimul capitol care îi spuneam și cel mai important, 10 noi din buget, care sunt capitolul privind cheltuielile de dezvoltare, unii aici se cuprind cheltuielile de investiții, sub capitol 71, pe total, la fiecare capitol în parte, avem 4.358, spuneam, deci un procent de realizare de 38% față de buget. Dacă, ca să nu prezint la fiecare capitol în parte, am să dau citire listei de investiții care am întocmit-o la construcția bugetului, care este formată din următoarele obiective. Panouri fotovoltaice, la capitolul 70-71, ne-am prevăzut 446.000 lei. După cum știți, 196.000 de lei sunt cheltuieli efectuate anul trecut pentru cele două parcuri fotovoltaice de la Pâncești, la pompele de apă și la Soci, Petrești. Am plătit 50%, 50% nu am putut să mai facem plata respectând ordonanța și avem 196.000 de lei restanța pentru lucrurile efectuate și facturate, iar 250.000 de lei ne-am propus să prindem în buget pentru
cum se cheamă domnul, pentru suplimentarea, pentru suplimentarea și extinderea panourilor fotovoltaice la, la pompa de la Soci. Să fac o explicație la asta. Da, da, da. Pot să spun în linii mari că cele 250.000 le-am prins în buget pentru că luna trecută mi-a venit factura la energie electrică la sistemul de la Soci, 83.000 de lei. 86.000 de lei. Dintre care o 4.000 și ceva e energie activă, aia adevărată, iar energia aia reactivă, care nu mai scăpăm de ea, sunt restul. Deci 4.086, da, 82.000 de lei. Nu avem alte soluții, de asta vreau să fac precizarea ca să fiți informați și să luați în, în, în atenție această chestiune. Nu avem alte soluții decât de a mări parcul fotovoltaic și să, să avem energia aproape de 80-90% din bugetul local, să nu mai, să, și să, dacă putem să, să, să o scoatem de la, de la cum se cheamă, la transformatorul ăla de acolo și să rămânem pe energie la rețea. La, din, din rețeaua asta de fotovoltaice. La Pâncești am reușit, domnul primarul, reușit să, să rezolve această chestiune cât de cât, trecând rețeaua de, de la transformatorul de la Moara Moțoc în, la transformatorul din spaul 5 sau 6 de la Pruteanu, unde suntem legați pe medii și văd că energia reactivă s-a diminuat considerabil. Deci ea fiind singur în sistem, am mai vorbit noi despre chestia asta, fiind singură pe același fir, forțează când urcă apa în, în sus și se creează energia asta reactivă care nu, nu-i corectă și nu putem să, o, să mergem la infinit cu, cu plata acestor sume. Un alt capitol, un alt obiectiv în lista de investiții, avem centru integrat, unde mai avem lucrări în valoare de 310.000 de lei, lucrări care s-au realizat în proporții de 95%. Sperăm că până la finele lunii februarie sau martie să, să putem face plata și să recepționăm obiectivul. Înființarea sistemului inteligent de gaze, 10.000 de lei am prins. Am, avem o hotărâre a dumneavoastră prin care până la începerea acestui obiectiv avem o, o cotă către Tamaș acolo, ADI-ul de la Tamașul, 10.000 de lei am prins ca să respectăm prevederile hotărârii. Un alt obiectiv de investiție este extinderea rețeaua de apă 3, o numim noi, apa vechi care era de la fostul SMA. În, în vedere, domnul primar a avut a, a face și un alt sistem de apă care el va funcționa pe rețeaua de joasă și nu va mai fi cazul ca la cele două sisteme, să avem energie re, retroactivă. Un alt obiectiv în buget este Casa Specialistului în Sănătate și Învățământ, unde anul ăsta o să avem licitații pentru obiectivul ăsta și am prins suma de 400.000 de lei. Un alt obiectiv este înființarea sistem, canale și stații de epurare Soci-Petrești. După cum știți, avem și aici proiect de, de eligibil. Am prins suma de 86.000 de lei, urmând ca pe parcurs, cum se va face licitația și se vor depune documentații la Ministerul Dezvoltării, să primim și, cer, și sumii cu, ca, și vom face rectificări de rigoare atunci. Un alt obiectiv este creșterea eficienței energetică și la școala Pâncești, proiectul care îl avem de mult timp, anul ăsta va fi pus și el în execuție, unde avem 412.000 de lei. Modernizarea drumului de interes local în satele componente ale comunei Pâncești, cele mai mari parte în comuna Pâncești, unde am început anul trecut, am prins 1.317.000 lei. Extindere, reabilitare școala de Ieneț, 160.000 de lei.
domnul primar o să vă explice mai detaliat cu această sumă. Iluminat public un proiect pentru satele sur de Pești, că la Pâncea avem deja. Avem un proiect de 47.000 de lei. Actualizare Pucș-Puz, plan urbanistic zonal și plan urbanistic general, suma de 40.000 de lei. Dotări calculator, trebuie să ne dotăm la serviciul impozite și taxe cu întreagă logistică. Este implicat și STS-ul, unii cetățenii vor plăti, vor putea plăti de pe card, de acasă, de pe telefon. Deocamdată acum plătește numai cei care vin aici în POS, dar când o să... Ghișeu cum rol. O să intrăm și noi în rândul comunilor cu... Iar o altă sumă de 12.000 de lei, consultanță mini-escavator. După cum știți, anul trecut am achiziționat mini-escavatorul, am depus documentația, au venit... Nu a venit la centru de zi. O să vină în curând cei de la GAL Tamaș, unii o să facem recepția și punerea în funcțiune, e făcută de societatea. Deci mai avem o obligație de 12.000 de lei. Aceasta este lista obiectivelor de investiții pe care vă propun atenție dumneavoastră. Iar eventual neclarități, domnul primar le va exprima în punctul său de vedere. Trecem la punctul 2, aprobarea activităților autofinanțate pentru anul 2024, unde avem căminul cultural, apa canal, asta cu pompele astea, cu energia reactivă, și deșeurile solide, adică gunoiul, mai pe românește. La sfârșitul anului trecut, noi am rămas în un disponibil cu un excedent de 275.000 de lei. În completarea lui mai venim cu venituri puse prin hotărârea Consiliului Local de 825, formând un total de 1.100.000 lei la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Pe obiective, la căminul cultural ne propunem pentru plata energiei electrice și anumite cheltuieli de întreținere și funcționare o sumă mică de 40.000 de lei. Cea mai mare sumă este la 70, 10, 50, apă și canal, 660.000 de lei, iar la deșeuri, 400.000 de lei. Deci, toate acestea adunate face 1.100.000 lei. Aceasta este bugetul pentru, activitățile autofinanțate pe care, de asemenea, o propun atenție dumneavoastră. Cam asta sunt calculele și precizările din sectorul compartimentului financiar contabil. Mulțumesc de atenție. Mulțumesc de prezentare. Domnul președinte, ar vrea să fac o remarcă, dacă e posibil, de acord, să prezentăm și raportul privind starea socioeconomică a comunei Pâncești, că are legătură bugetul cu starea de dezvoltare comunei, dacă permiteți. Și le dezbatem împreună ca să fie mai... Deci noi l-am structurat pe 8 capitole. Populația localității, asistență socială, proiecte de investiții realizate sau în curs de realizare, activitatea serviciilor pentru situații de urgență, sănătate, învățământ, agricultură, servicii public de apă și canalizare. În conformitate cu prevederile OUG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, vă prezint raportul privind starea economică socială a comunei Pâncești, ce se referă la capacitatea efectivă a administrației publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice și de patrimoniu al comunei, în interesul comunității locale, pe principiul autonomiei locale. Populația localității. Conform recensământului din anul 2021, populația comunei Pâncești se ridică la 3.652 de locuitori. Există o tendință de scădere temporară a numărului de persoane, datorită mobilității și stabilizării populației în străinătate. Acest lucru se datorează lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropierea localității.
asistență socială. În anul 2023 au beneficiat de prevederi legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat un număr de 229 de persoane. De asemenea, există 39 de asistenți personali soțitori, 21 persoane cu indemnizație și 180 de dosare pentru alocația de susținere a familiei. Au fost întocmite 720 de dosare pentru ajutor din încălzire, dintre care 685 au intrat în plată, iar 35 au fost respinse datorită faptului că nu întruneau condițiile de acordare. Tot în anul 2023 au fost întocmite un număr de 137 de anchete sociale. Proiecte de investiții realizate sau în curs de realizare pe anul 2023. S-au finalizat următoarele proiecte. Sistemul de canalizare și stații depurare în sistemul 1 de apă, Pâncești, pe satele din Ierș și Pâncești. 2. Reabilitarea școlii cu clasele 1-4, Pâncești 2, la atelier. Modernizarea prin asfaltare a 7 drumuri locale, care sunt dotate cu apă și canalizare prin proiectul Anghel Salini. Aici avem într-un procent de 80% lucrare realizată. În statul Pâncești. Achiziționarea unui mini-escavator cu tocătoare. Investiții în curs de realizare. Construirea de locuințe de serviciu în statul Petreș, Casa Specialistului, cu 4 apartamente prin finanțare prin PNRR. Reabilitarea și dotarea școlii gimnaziale Pâncești prin eficiență energetică, tot prin PNRR. Construirea sistemului de canalizare pentru satele Petreș, Soci și Fundul Văiei pe Anghel Salini. Dezvoltarea rețelei de inteligență și distribuția gazului naturale prin ADI Corbasca, Tătărești, Pâncești. Reabilitarea și punerea în funcțiune a sistemului 3 de apă Pâncești, la postul SMA. Proiectul de prima branșare pe PNRR care vor beneficia, la care vor avea acces circa 600 de gospodării. Proiect de dotare cu mobilier școlar și aparatură electronică în toate școlile, tot pe proiect prin PNRR. Extinderea rețelelor electrice în satul Deniz, statele Negel și Căminul Cătunului și în satele Mătoc și Soci. Deci, mai multe de Soci. Activitatea serviciului pentru situații de urgență. În anul 2023 nu s-au înregistrat evenimente deosebite din punct de vedere al protecției civile. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante. Activitatea SVS-ului este coordonată de un șef SVS-ul și o echipă de voluntari care au intervenit de fiecare dată la incendiile de vegetație sau în diverse alte situații. S-au realizat și distribuit către populație pliante cu reguli și măsuri PSI în gospodării, cu reguli de igienizare și măsuri de prevenire a diverse situații de urgență, cu tremuri, inundații, alunecări de teren și altele. Au fost verificate și achiziționate stângătoarele și au fost date către unitățile de învățământ. Au fost verificate amplasamentele hidranților din comună și starea lor de funcționare. Pentru sănătate, în comuna Pâncești funcționează două cabinete medicale individuale și un punct farmaceutic. Personalul de specialitate se formă din 2 medici de familie și 2 asistente medicale. La nivelul comunii mai există un post de asistent medical comunitar care asigură prin DSP monitorizarea calității apei și prevenirea bolilor transmisibile. Postul de la noi, de la primărie. Învățământ. În comuna Pâncești funcționează grădinițe și școli care cuprind 3 cicluri de învățământ. Preșcolar, primar și gimnazial, după cum urmează. Avem 3 grădinițe cu un număr de 84 preșcolari, 2 școli gimnaziale Pâncești și Petreș cu un singur PJ la școala Pâncești, personalitate juridică, cu un număr de 243 de elevi, școală primară Soci, 73 de elevi. În total, în comuna noastră există un număr de 404 elevi cu preșcolari. În agricultură. Mătrii Pâncești deține o suprafață totală de 7.048 de hectare de teren agricol, din care 4.489 de hectare, după cum urmează. Suprafața teren arabil, 333 de hectare, 3.333. Pășune deținute de Consiliul Local și domeniul privat, 916. Avem noi 550 și diferență până la 916 în privat. Fânețe, 52, vii 148 de hectare, divers 40. Comuna mai deține 1779 de hectare pădure, din care 1546 de hectare sunt proprietatea statului, locului Silvic Nicolae Bărcescu, și 433 de hectare proprietate privată, locuitorul din comună.
Suprafața de părți, construcții de 131 de hectare. Suprafața pe ponderenta terenului arabil din comună este cultivată cu cereale, lucrată în procent de 80% de către formele asociative, cum ar fi SG Agrofarming SRL, SG Moldova Farming SRL, SG Endesire Agri SRL, Șansa Impec SRL, SG Agromac Bio SRL, SG Agrochelaro SRL. Domeniul legumiculturii, în afara persoanelor fizice care dețin un procent destul de important și absorbe o forță de muncă considerabilă la nivelul comunei, își mai desfășoară activitatea următoarele întreprinderi individuale. Ei Țărlea Marinela, ei Olaru Lucica și ei Popa Cătălin. Din punct de vedere a creșterii animale în anul 2023 au fost înregistrate următoarele efective de bovine. Următoarele efective de animale, mă scuzați. Bovine 393 de capte, ovine 5283, caprine 2737 de capte, porcine 285 capte, cavaline 96. Serviciu public de apă și canalizare. Pe teritoriul comunei există un număr de 1200 gospodării, acordate la cele două sisteme de alimentare cu apă. În cursul anului 2020 nu au fost întreruperi totale de apă, dar nici deficiențe provocate, doar mici deficiențe provocate de seceta prelungită în timpul verii și de faptul că apa amenajară a fost folosită de către populație și pentru irigarea culturilor. Monitorizarea calității apei se face în baza unui contract încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Bacău, aceasta încadrându-se în parametri normal al calității. Deci apa, tot cursul anului a fost apă potabilă, n-am avut niciun minut apă nepotabilă. În urma finalizării lucrărilor la nivelul Comunei Pâncești, vor fi acordate la sistem de canalizare un număr de 582 de gospodării, instituții publice și agenții economice de pe raza localității Pâncești și Dieneți. Prezentul raport reprezintă starea economică a Comunei Pâncești la sfârșitul anului 2023. Acum aș putea să mai detaliez așa în mare câteva aspecte care nu le-am prins aici în raport. Se vede de la distanță că numărul de animale la populație au scăzut. E vizibil că la nivelul comunii populația e îmbătrânită, forța de muncă activă lipsește, cei mai mulți fiind plecați în județ. Știți cam cât sunt angajați în comună, cât lucrează carte de muncă, indiferent primăriei sau privat, sau prin alte părți? Da, avem un număr foarte restrâns cu, pe la firmele de drum și pot, ca până în 80-100 de cetățeni. Dar important e în dezvoltarea comunii, într-adevăr, vin și cei de la salarii, din venitul din salarii, de la salariați, care, să zicem, cum e umbrărescul, că la autostradă, că se plătește foarte bine, dar e foarte puțin în populație care lucrează în segmentul ăsta de infrastructură la autostradă, pentru că au niște cerințe mai speciale, lucrează mecanizat, trebuie să aibă anumite calificări și chiar și abilități. Deci nu orice angajat de la asistență socială poate lucra la umbrăresc, să fie clar. Deci dacă vrem să recunoaște ce populație... Cam câți lucrează din comun, diferent unde? Nu, lucrează în jur la 150 de... fără primărie. Cu primărie cred că sunt vreo 180-200. Cam puțin. Cam puțin, foarte puțin. Dacă îi luăm angajați și pe ăștia care sunt soțitori la persoane cu handicap în familie, crește numărul de angajați, dar aia artificial. Nu dezvoltăm comuna. Deci noi comuna o dezvoltăm cu societățile astea care să-ți bat să trăiască și ele, ca să... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar, sau să supăr, dar în fel și pe cineva, dar în anul 2022 și 2023, cei din cultura mare au înregistrat un fenomen care nu a mai fost niciodată de la Revoluție. Pentru că în 2022 n-au făcut producții, în 2023 au făcut ceva producții, dar s-au înjumătățit prețul. Și au rămas la venituri ca și în 2022. Deci am putea număra 2 ani de, cu minus, ca să zic așa. Nu mult, dar poate alții spun că s-au acoperit. Poate mai e și acolo câte unul pe plus, dar majoritatea sunt pe minus, garantat. Pentru că nu poți, dacă faci o cheltuială la un hectar de, eu știu, la o cifră, 5.000 de lei și faci 4-5 tone la 80 de bani, faci 4.000, deci trebuie să pierderi de 1.000 de lei de hectar. Cu cât ai mai multe hectare în asociere, în asociație, cu atât pierderea e mai mare.
La fel la nivelul zonei Legomicului, care mulți ani ne-am lăudat și ne-am bucurat cu zona Legomicului și acolo sunt probleme. Fie pe desfacerea mărfii, care se face într-un mod foarte greu și învechit, adică prin acei samsari, să zicem așa, că ia la piață de anglo, dar fără documente și fără, prin care până la piață dublează prețul și atunci ajunge de la producător la consumator prețul dublat și producătorul primește 50% din prețul la, aproape la fiecare produs și el consumă de 60% cheltuieli din puturi, pentru că legumicultura din ziua de astăzi nu se poate face ca cu 50-60 de ani. Deci necesită tratamente cu fungicide, insecticide, instalații de picurare și alte folii solare, că aerul și atmosfera e poluată și nu rezistă. Da. Iar crescătorii de animale care au acum contracte, care au plătit la Brașov, cum se descurcă tot? Da, o plătim majoritatea, cred că unul sau doi e restanță, dar ei se calculează penalizări. Dar la crescătorii de animale, dacă vreți să facem o sinteză așa, avem 285 de porci la 1500 de gospodării, deci ar fi un porc la 5-7 gospodării, ca să vedem cam cât de gospodari suntem. Dar cu colesterolul, cu bolile și toate astea, vârsta înaintată, e justificată. Noi trebuie să expunem realitatea care există. Cei de la ovine au niște efective mai consistente, dar și acolo e o problemă cu ameliorarea rasei, care cei din, în afară de subvenția pe pășuni, mai primesc o subvenție pe animal, care e destul de consistentă, dar e pe perioadă limitată și e posibil ca anul ăsta sau la anul, sau peste 2 ani, să amelioreze rasa, că au niște specialiști care verifică în ce fază să... Cât lei? Să mai dau. Cât lei suma? 40 de lei. E foarte consistentă. Da, eu vă spun că a fost și mai mult de atât, adică nimic e și 40 de lei. Eram curios, da, și consistent. 40 de lei. Ei spun că să, na, mai scot o cheltuială acolo. 40 de lei. Întâmplă o altă problemă la zootehnie, că nu găsesc oameni. Cei mai mulți lucrează în familie, care au câte 200-300 de oi, că altfel dacă n-ar lucra așa, cred că ar falimenta. Da, ce să zicem... Destul de la sănătate, că e un factor mai important și învățăm, eu vreau să mă dezvoltăm. La sănătate, am constatat că foarte mulți cetățeni de pe raza comunii, pe satul de Soși, Fundul Văie și chiar și Petrești, merg la medicii de familie de la Paringea. Și asta diminuează bugetul de liberă practică a medicilor noștri și există riscul ca în viitor, dacă nu găsim niște soluții să atragem înapoi cetățenii la medicii de familie din comună, există riscul să ne plece medicii din familie, din comună. De ce merg? Și atunci, deci, păi vă dau explicația pe dacă aveți răbdare. Deci merg, am consultat populația să văd de ce merg la părinții, deși e mai departe. Merg pentru că au un punct farmaceutic, medicul zi de zi, și au un punct farmaceutic direct unui medicul și familie. La noi cei mai mulți pacienți sunt la punctul Petrești. Și așa nu avem punct farmaceutic acolo. Și acum cer și o aprobare la dumneavoastră de a dezvolta în sediul dispensarului medical Petrești un punct farmaceutic. O să mai facem mai investiții de 3-4 mii de lei, 5 mii de lei maxim. Că o să trebuia să schimbăm niște urși, să creăm condiții după schița care ne cere colegiul medicilor sau cei de la... Da, avem. Bine, noi o să-l scoatem la licitații, la ședința următoare. Și cei care au solicitat, o zic, eu nu pot să cheltui o bani cu spațiul dumneavoastră, că dacă la licitație vin altcineva și ocupă spațiul. Dar vă dau, cum se cheamă asta, schițele, ce trebuie. Deci, ce trebuie să facem ca să fie spațiul apt pentru punct farmaceutic. Deci să se plăteze și Petreștiul cu medicamente. Și o să facem investiția asta, deja am trimis acolo angajații noștri, că nu ne permitem. Atât bugetului, care e destul de strâns, ca să zic așa, și o să facem tot ce ține acolo cu angajații primăriei, cu plus, inclusiv apă, canal, compartimente pentru ce au ei de făcut acolo. Mă rog, e o schiță destul de complexă, dar o să lucrez oamenii noștri.
Și materialul sunt luăm de 3-4 cifre, pentru să trebuiască că nu spunea. Întrebare. Mă rog. Ce să mai spuneți proiectul de gaze? Nu îndrept și la proiectul de gaze. Mâine la ora 11 avem o ședință la Corbasca. S-a ales Corbasca de către consultați proiectanți și ăștia, pentru că e comuna din mijloc. Deci e mai ușor să merg și eu acolo și tătărește. Am făcut acum 2 săptămâni, am suspus la licitație. N-am mai afișat pe Facebook sau pe site, în ideea că lumea, dacă vede că ai scos la licitație, crede că până în toamnă se racordează la gaz, știți? Și n-am mai făcut public asta, dar o facem în ședință acum. Sunt, dacă vreți, puteți să aducem documente să vedeți că sunt la doamna Marina Roman. S-a scos la licitație delegarea gestiunii și proiectarea cu execuții. Acum, ca să fiu sincer, nu mai sunat de pe la București cineva pentru gazul ăsta, dacă se înscrie la licitație, că noi avem plătit un administrator, dar în proiect eu sunt președinte de ADI. Și eu o vreau mai multe detalii. Bine, în linii mari, eu zic că proiectul nu-i blocat pe linia asta documentației, dar am mari rezerve că îl pot duce la capăt, că îl putem duce la capăt, datorită sumei ineligibile care e destul de mare. Și acum trec pe partea asta cu bugetul, ca să... Care să vădă toată comunii, nu? Bugetul, toate trei comunii, nu? Trebuie să acopere da, partea da, ineligibilă. Da. Partea de ineligibilă care e 7 milioane de lei, 7 milioane de lei, 7-7, da, 7-7 de miliarde vechi, împărțit la 3, în 20, nu chiar 20, 18-19 miliarde vechi, 1.900.000 de lei de comună. Dar dacă el s-ar întinde pe 4-5 ani, 6, n-ar fi o problemă, știți? Până la urmă, dacă ajungem cu lucrarea și nu o să avem bani ineligibili pentru casă, merge și pe varianta să împrumutăm, dacă că investiția se face pe mii de ani, nu pe o vară. Să nu credeți că putem dezvolta și revin la partea de și vreau să structurez un pic bugetul. Deci, la dezvoltare publică avem 38%. La funcționare avem 62%. Deci, e o tendință în toată țara și la noi, ca cei mai mulți bani să meargă pe consum, pe dezvoltare, pe funcționare. Funcționare înseamnă salarii, cum a prezentat domnul contabil, chiar o prezenta foarte bine și n-am anunțit. Noi înregistrăm o scădere față de 2023 sau chiar 2022, că aveam, noi acum avem 11.400.000 în bani noi, sau 110 miliarde de lei, ca să vorbesc și așa să înțelegem sumele care sunt. Și în anii de urmă am avut 150, nu, domnul contabil, 49, 150, cam pe aici eram, una cu alta. Dacă am adunat toate proiectele astea care avem să le facem anul ăsta, depășim. Nu e problema că nu le-am depășit sau n-am, poate chiar face de 180 de mii de lei sau 180 de miliarde pe anul bugetar 2024. Dar sunt niște impedimente. Că la fiecare proiect, și o să vedeți cum aveam la un punct aprobarea de venituri generale la Casa Specială, la fiecare proiect avem necofinanțat, că o sumă destul de consistentă, care nu prea o avem, ca să fim sinceri. Noi am agățat aici în buget, cum am direcționat la fiecare investiție, eu știu, un 30-40%, deci, eu știu, aproape și pe de rost, 400 de mii la școala cu eficiență energetică, dar ne trebuie 1 milion și ceva, ne mai trebuie. Cam 30% am pus din ce am avut din buget. Și 60 ne lipsesc. Acum stăm în puterea Consiliului Local și a funcționarului de primăria primarului. Să facem rost de bani, să găsim mai multe surse de venit. Sau să reducem cheltuielile, că prea multe n-avem. Deci, prea multe variante n-avem. Deci, ca să creștem bugetul și să aducem banii comuni, să dezvoltăm comuna, trebuie să avem bruma asta de bani de la început. Dacă nu ne străduim să găsim partea noastră de cofinanțare, îi pierdem și pe ceilalți europeni. Deci, au observat la proiectele în curte de realizare, de pe proiect, cel mai mult este PNRR, Angel Salin, deci avem extinderea rețelei electrice din Enes la Negel, acolo, la Puzul și la Fundul Văiei și la Soci. Dar asta anul ăsta facem la documentația.
Și pe buget local mai avem proiectul sistemul 3 de apă, care e de anul trecut început. N-am avut autorizația dată și nu s-a putut lucra. A fost o discuție că se face pe reparație, după aia am lăsat specialist și o zic că avem stații de clorinare, avem cămini de montat și o zic că nu, se face autorizație. Și a durat că noi am trebuit să-l începem din vară, ca să mai reglăm cu apă un pic. Și fiindcă ne-a trebuit autorizație, a trecut 5-6 luni și am dat autorizația în noiembrie sau în decembrie. În noiembrie, la sfârșitul noiembrie, parcă. Nu mai fost posibil începerea lucrării și suma de 1.100.000 sau 990.000, nu știu cât e acolo, a trecut în fondul de rezervă, care se regăsește în ăștia 23.000. Deci dacă ar fi să scadem de apă din fondul de rezervă și ce mai avem neexecutate, nu știu, panourile care nu au fost plătite și altele, fondurile rezervă se diminuează cu 50%. Acum, chiar și cu fondul ăsta de rolment care l-am creat, să știți că nu e o bucurie. Eu am văzut, am mulți colegi care se bucură că se bat cu cărămida în piept, că au buget de fond de rolment mare. Fondul de rolment nu e o bucurie, pentru că ne folosându-se banii aia, nu vin alții. Și atunci noi ne blocăm. Deci eu aș prefera să cheltuim și pe asta tot anul ăsta. Să mai găsim surse de venit încă pe 50% din suma asta. Prin ideea. Să diminuăm facturile la curent la minim. Deci la soci. Ca să trec de la una la alta. Dar vreau să dezvolt și ideea asta cu apa. Că am și factură. Deci cine vrea să le vadă. Mă uitați factorii de luna trecută. E 86.000 de lei. Până în iunie, de atunci nu se știe. Și câteva oferte. De grup și încolo am cerut câteva oferte pentru eficiența, pentru independența energetică. Deci ca să renunțăm la punctul ăla de consum, să devenim independenți energetic, trebuie să facem o cheltuială de vreo 350.000 de lei, fără TVA, 400 și ceva. Noi n-am avut, am pus 250. Că n-am avut de unii. În ideea că până o facem, până nu știu ce, lungim contractul și o să mai plătim după rectificare, poate mai rămâne de undeva, poate mai vin sume. Nu sunt domeniu, dar nu pot să înțeleg că energia activă consumată 1.956.000 kW. Exact, da. Iar da. Energia activă 81.000. Nu vrei explica așa, că e greu să... Nu, dar scrie acolo suma. A, acolo scrie. Am văzut suma, dar nu zic așa, diferența este enormă. Deci 2.000 de lei, plătim 2.000 de lei. Energia activă și diferența e reactivă. Problema nu spun nimic. Nu, spun, când eu dat o formulă de calcul și spun că distanța de la linia de medie până la pompare, până la consumator, e din 950 de metri, e o formulă de calcul de două palme cu 1000 și una de... Pierde pe metru liniar de conductor. Și am făcut pe la... V-am mai spus și în altceva, am făcut adres pe la NRE, pe la astea. Acum, ultima variantă care am să vă aduc la cunoștință, mi-a propus cineva să facem pentru să ne branșăm de la populație cu 5 kW, că în lege prevede până la 5 sau 8 kW. Dar doar nu 8, 5 să ne dea de la astea, că mai aveam noi panourile, pentru că panourile fără curent nu funcționează, panourile nu ne dă impuls curent de rețea. Și am făcut documentații pentru o singură pompă, asta de lângă Leteanu, de lângă Milea, că trebuia să fie la o distanță de 100 de metri de la stâlp și aia ne încadra. Au venit de la... am făcut documentația, am depus-o la Ion și am scris acolo un număr de telefon pe documentație și am zis că rog să fiu contactat când vin în teren. M-au căutat când au venit în teren, domnul primar, ce mi-a explicat, domnul, aveți curent aici. Asta nu avem, dacă nu l-am avea, la prețurile este mai bine nu l-am mai avea, știi, mai bine va fi fără. Și au zis că nu, cine vrea să uite? Și au zis că nu poate să ne lege pentru că populația e... sub tensiune și nu merg frigiderile și o să aibă reclame cu cetățenii și nu vreau să ne accepte. Eu le-am propus și varianta să le dăm noi rețeaua cu tot cu transformatorul lor, să lege o jumătate de sat, că spune că noi plătim. Deci cineva mi-a spus că zic, dacă reduci consumul de curent, și noi am redus consumul de la 8.000 de kW la 2.000, deci, sau 1.800, a zis că era sub 2.000. Deci l-am redus de 5 ori, prin punerea panourilor fotovoltaice. Cu cât reducem consumul, cu atât crește reactiva. Și atunci sunt două variante. Ori luăm panoul de acolo, cum mai rău, încurcăm cu ele. Deci cel care a montat panoul, eu mi-am făcut treaba, uite, a scăzut,
de la 1000 la 2000. La mine au produs și am și pe telefon aplicația. Deci zilnic produci panourile 30% din curent, 35%. Dar ca să putem funcționa cu pe independență energetică acolo, trebuie să mai avem încă un set de panouri care să înmagazineze energia solară ziua și să o redea noaptea, ca să putem... Cu baterii, da. Și baterii sunt foarte scurte. Deci, trebuie 70-80 kW ca să poată funcționa. La un consum de 5 kW se pompă? Da, la un consum de 5,5. Noi am fost și am probat că... Haideți să dezvoltăm ideea până la capăt. Ce se întâmplă cu energia asta solară, chiar și cu baterii? Dacă ai 2-3 zile când nu-i soare, se descarcă și rămâne fără apă la toată populația și școli și ce avem pe acolo societăți. Bine, plus, și atunci nu mai trebuie un sistem de producere a curentului cu generatoare. Și avem generatoare de la canalizare. Am fost și am verificat cu un generator care merge, care ar putea duce o pompă din aia. Și un generator cu un 3 pistoane de 11 kW, când am fost întâi cu unul mai mic. Am zis, băi, stare consum mai mic, îți dai consum câte 100 de litri, ce faci? Când l-au dat să vă, s-a oprit motorul pe loc. Nici nu... Ne-am dus cu altul mai mare, de 22, dublu față de asta, care are consum tot dublu, că nu poate fi... De 3 ori mai mare decât consumatorul, trebuie să fie generator. Exact, da, da. De 3, cel puțin de 3 ori decât consumatorul. Și fiind cu pompa de 5,5, dar consumă 7-8. Și atunci trebuie de 20-22. Punem un generator și cu baterii și sunt convins că pe o pompă asigurăm independența energetică. Dar ar trebui și pe cealaltă. Pentru că numai cu o pompă, pe timp de iarnă mergem, dar pe timp de vară nu facem față nici. Să dăm chiar numai ziua. M-am gândit și la varianta că nu trebuie să alegem o soluție. Să furnizăm apă la populație numai ziua, de când se lumină până se întunecă, punem celulei fotoc și închide operatorul de acolo. Dar chiar dacă am dat numai ziua, dacă nu avem o rezervă, ca noaptea cel puțin o pompă, să creeze rezerva pentru a doua zi, tot n-am va avea apă. Și atunci discuțiile sunt destul de grele. Au mai fost voci pe aici, acolo, că e apa scumpă. Chiar am avut niște cetățeni când am zis că... Am zis, s-au auzit din ședință, s-au publicat că s-a scumpit apa cu un leu. Chiar mi-au zis, zice, doamne, ați făcut o ședință, să ne întrebați pe noi dacă suntem de acord să o scumpim? Sunt de acord să nu o scumpim, dar să o oprim. Dacă votați să o oprim, o oprim. Și vedem ce alege, să rămânem fără apă de tot sau să mai dăm un leu în plus. Cam asta e discuția cu... Acum, cheltuieli la bunuri servicii, 16%, la asistența socială, 15%. Avem, deci sunt puncte unde nu putem umbla. La salarii de la însoțitor nu ne putem atinge că au problemele lor și trebuie să și le primească lună de lună. La funcționari din primărie să-i lăsăm 3-4 luni fără salarii, fiecare au rate, au astea, nu se poate. Singura soluție care o văd, că nimeni n-a venit la servici fără bani, să găsim o... Da, da. Pădurani, așa au zis, erau, da, venim la servici fără salarii. Eu mă angajez și sunt convins că vei găsi soluții ca în decursul anului ăsta să reduc 2-3 posturi de angajați activ. Deci nu spun de unde și cum, dar o să găsim variante. La primărie. Ca să mai creștem cel puțin 100-150 de mii. Și să mai facem economii de bani. Mai reduceți două posturi, înseamnă că... Reducerea consumului într-o... Să filmați chestia asta. Filmați, da. Deci noi suntem, ca să știi și lumea asta, ca să nu crede că... Da. Văd că se discute pe șanțe așa, că suntem o armată aici. Noi suntem 12 salariați, cu tot cu primar și viceprimar. Și cu om de servicii. Dar vă spun așa ca să se înțeleagă, da? 12 salariați minus 3, rămân 9. Dintre care unul, domnul primar, care a fost casier pe domnul Laurențiu, l-a trecut la SVSU. Mai sunt 8. Dacă mi-ai reduceți 3, 5. Eu zic că s-ar putea și fără...
Niciun informatizat lumea, ce o să fie... Nu, deci eu consider că am făcut o reducere de post când am desfințat biblioteca și am angajat asistent comunitar, îl plătim din DSB. Păi, puneți-l pe la socoteală. O să mai facem două în vara asta, garantat. Fără să plece nici un om în casă. Adică salariile să fie plătite din alte surse. Deci asta e ca o sursă de venit. Dacă la funcția de primar, vedem cum. O să găsim, reducem o funcție de conducere. Găsim soluții să reducem și să creștem cu cel puțin 100-150.000. Pentru că chiar nu avem de unii. De la bunuri servicii nu poți. Și trebuie să găsim surse de cofinanțare. Dacă nu reușim și ăsta până în vară sau în toamnă, o să găsim soluția să mergem pe varianta să facem credit. Dar da. Și creditul vom achita foarte greu, pentru că foarte multe proiecte. Și îl achităm tot noi, tot pe banii ăștia care avem. Și cu dobăți. Da. Și tot pe banii ăștia, adevărat. Domnul primar, dacă îmi permiteți, eu nu am vrut să spun în buget, dar chestia asta cu salariații chiar mă ține la inimă. Așa, eu mai am 2 ani și ies la pensie. Da. Vreau să vă spun așa în ședința asta publică, bani am primit mai puțin anul ăsta de la instituțiile superioare, finanțe și Consiliul Județean, 978.000 de lei. Ăștia sunt banii care nu îi avem. Da? 10 miliarde vechi. 10 miliarde vechi. Deci am primit mai puțin. Asta ce înseamnă? Că la nivel național și mondial, dacă putem să o luăm așa, să discutăm pe realitate, treburile nu sunt chiar în regulă pe pământul ăsta, da? Deci dacă o luăm așa, de când a fost pandemia din anii 2021, da? Cu lucru de acasă. Cine o lucra de acasă? IT-știi, oamenii care au putut să lucreze pe calculator, dar oamenii care trebuia să producă mașini, utilaje, agregate, unii care dezvolta PIB-ul României, o stat acasă, că așa ni s-a spus, să stăm acasă, da? După aceea, o venit războiul din Ucraina, o venit războiul din Israel, din fâșia Gaza, nu? Vedem cu toții la televizor fermierii din toată Europa terminați, cum spunea și domnul primar. Deci, lucrurile nu din cauza aparatului administrativ la noi, plan local, astea sunt cauzele. Încălzirea globală, care în ultimii 3 ani, cel puțin, am avut porumbul la genunchi, nu s-a făcut niciun bob pe hectar, da? Astea sunt greutățile care apasă pe bugetul public național și astea sunt greutățile adevărate. Noi, dacă o luăm cu funcționarii, eu vreau să vă spun că suntem în imposibilitatea când facem comisia de inventariere, dacă trebuie să respectăm prevederile, că trebuie să pui minim 3 membri în comisie, că unul nu poți să pui, că nu poate el la singur să facă inventarul, că se verifică el, să pune el, așează, el le pune, nu, 2 nu se poate, că e număr par și când votez, nu. Deci trebuie minim 3 membri. Dacă noi suntem 8 și avem 4 comisii, cum facem comisiile? Trebuie să fim 26. Da? Cum facem comisiile? Controlul financiar preventiv. Știți dumneavoastră că eu pun la venituri și Raluca pune la mine la cheltuieli preventivul, că eu nu pot să mă verific pe mine singur. Da? Nu, domnul primar. Deci trebuie să spunem lucrurile astea ca să le audă și poporul. Pentru că oamenii o să creadă că noi suntem aici. Hai să vă explic cum văd eu lucrurile. Da. Nu o să le analizăm. Deci ceea ce a spus dumneavoastră din macroeconomic. Deci nu poate nimeni de aici să schimbe situația războiului, încălzirea globală și toate... Renunțăm, dar dumneavoastră spuneți că am cheltuit bani. Renunțăm la niște proiecte care s-au cheltuit... Noi suntem cu proiectele astea la nivelul cam cum mai trece o râu și aproape am trecut de jumătate și ne întoarcem înapoi și mai facem încă un traseu și un sfert, adică să merge înainte. Deci, eu într-adevăr știu cum se lucrează, am încercat și în fiecare an, chiar presiunea a fost și aproape să fiu sancționat, cât avem poliție comunitară, când avem acest schema, e mică, e adevărat. Dar o să facem un efort încă 2 ani de zile. Și în 2 ani de zile le punem pe făgaș. Nu știu, sunt alegeri în vara asta. Nu știu, vei mai fi, nu vei mai fi primar, dacă consilier în Consiliul Garantat de fi, dacă nu mor, dacă mai mor, nu mai sunt nici consilier.
Dar vă garantez că proiectele astea trebuie să le, să le ducem la, să ducem la final. Deci nu, nu se poate. Niciunul nu avem la care renunțat. Deci e adevărat că e strâns de peste toate. Avem pierderea de 10 miliarde care nu le-au mai dat la nivel de județ. Și prea mari surse nu avem la nivel de comună. Ce să... N-am mărit nici impozitele. Populația e săracă, să mai crești cu 20% impozitele. Și dacă nu îi realizez, rămâi cu întâlnirea de rămășiță. Confinanțarea la casa specială. Vă spun acum că trebuie să aprobăm de vizul general. Dacă nu vă supărați pe mine, haideți să votăm proiectul de buget și să noi trecem la celălalt de toate. Este bine, domnul președinte. Ok. Supunem la vot primul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Turcești pentru anul 2024. Cine este pentru? Abținere împotriva? Ok. De asemenea, supunem la vot raportul primar privind starea economică socială a Comunei Turcești. Nu aprobăm exact starea, aprobăm doar raportul. Starea este așa cum este. Cum este, da. Cine, este, cine este de acord? Împotriva? Păi trebuia să vă mai dezbateți pe punctul acesta două. Prea de vedea asta până la... Referitor la starea economică a Comunei, putem spune că stă chiar rău. Din câte s-au văzut și cum s-a prezentat domnul primar. Este loc și de mai bine, într-adevăr. Referitor la buget, de fiecare dată, bugetul este întocmit cu colaborare de echipă, bine intenționată și ce s-a propus și în 2023, s-a realizat proporții de 80-90%, ce s-a propus în 2024, cred că se va realiza. Dacă ar fi să dăm o calificativă așa la starea economică, e către bine, zic eu. Mă rog. Dar la cine vă când am văzut aici discuție de că trebuie să tragem bani, trebuie să avem curajul să mai spun și o, o dorință, da? Trebuie să o exprim pentru că este voința cetățenilor din Sorș și fundul voi. Dacă ați trecut prin comună, ați văzut la toate bisericile, la o gardă. La Soci nu mai sunt garduri. Și păcat, cimitirul de la Soci, dacă v-ați uitat, a început să dezvolte, să arate a cimitir. Și dacă intră o turmă de voi ori acolo... La moarte nu ne gândim noi acum, ne gândim la ce mâncăm băie. E așa o veste, după ce cu cimitirul se strânge acolo. Am zis că dacă ar exista posibilitatea, poate o rectificare, facem și gata. Domnul primar vorbea de reducere de cheltuieli și de facem. Deci m-am desfilat o dorință a cetățenilor din Soci și fundul voi. Nu trebuie să facem și acum pot. Deci, dacă o să aveți în vedere... Din poartă. Ce-a observat la dumneavoastră, doamna coleg consilier, când prima dată ați adresat cuvinte la urmă și apoi ați avut solicitarea? Nu, nu voi solicitarea, deci eu sunt de acord cu Sabin. Dar am zis în ideea că dacă se va găsi o oportunitate să fie... Veniți cu o idee să creăm venituri. Și din veniturile care le creăm, facem ce vreți dumneavoastră. Ai simplu, domnul primar, să vin cu donații și... Da, nu, nu, nu. Dacă donează direct la biserică, lăsăm mai dea la primărie și noi să facem gata la biserică. Nu, atât să primăria, pur și nu să strângem donații. Încercăm, vedem, o să facem o evaluare. Noi am mai făcut acolo, dat un calcul tot acum vreo 2 ani pentru gardul ăla. Să facem pe zi, doar, mă rog, cu... Da, minim de cheltuiel, care ar însemna 50.000 de lei. Atunci deci, a fost prioritate cu trasa medicară, cu trasa, și a văzut că au înaintat... Și-am și finanțat. Păi da, tocmai. 67.000 la Soci. Da, au fost... Păi dacă nu era susținută, nu era... Nu era în forma asta. Da, dar arată bine. Putem trece la punctul 3? Da. Domnul Adrian, privind aprobarea zilei contract de închiriere a contractului cu societatea Atelierul de Zâmbete. Da, având în vedere că se ce atelier de zâmbete din Poncești, nu mai desfășoară niciun fel de activitate pe raza comunului Poncești,
Și cum raportul, am convenit că raportele contractuale între OATF încerci și acesta societate să înceteze prin revizuirea contractului numărul 4235 din 28.09.2015 cu acordul părților. Am ceva datorii? Nu, 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 în considerare articolul 10 litera B din contractul mai sus menționat, contractul poate înceta prin acordul scris al părților, deci este oportun și necesar să fie realizat aceasta pentru ca spațiul în cauză să fie pus la dispoziția Consiliului Local pentru valorificarea acestuia, dar fiind faptul că se atelier de zâmbete nu și-a mai avut activitate pe raza Comunii Bănceri, s-a mutat în București, iar spațiul fiind neutilizat. Deci, mă susțin. Da, vă sigur. Poate și mai bine pe botox, să trecut pe altă vizită. Da. Aia, omul e specialist în domeniu. Sunt discuți pe marginea acestui subiect? Nu. Sunteți de acord? Da. Cine e de acord? Trece la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare apă potabilă pentru abonați din București. Avem un geal de contract. Da, dar aveți în spate acolo la hotărâre. Da. Așa. Părinesc că domnul primar va prezenta. Deci noi da. Deci avem un model de contract care vrea să-l vadă de și pe cameră, cu clauze de o parte și de alta. Hai să cel mai important unde va fi cu apometru? Dreptul și obligațiile operatorului. A noastră, a celor care furnizează apa. Să factureze și să încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalul unde este cazul. Să desfințeze branșamentele și acordurile realizate fără obținerea avizurilor legale și să sesizeze organele sau instituția competente în cazul în care consumul fraudulos sau să distruge ori degradări intenționate ale componentelor sistemului public de apă. Așa. Deci în cazul când se necesează furturi, ar trebui omul dat în judecată și să răspundă penal pentru sau distrugerea apometrului intenționat. Să întrerupă furnizarea apei în următoarele condiții. Utilizatorul nu achită, deci astea sunt clauzele care utilizatorul nu achită factura în termen de 60 de zile de la emitere, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. Când dacă aplicam contractul ăsta, jumătate nu erau acum abonați. Erau mai mult. Utilizatorul nu-și remediază avariile interioare cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. Deci noi când avem avarii trebuie să anunțăm cu 5 zile. Să verifice și să constate starea instalațiilor interioare ale utilizatorilor care trebuie să corespundă prescrisurilor tehnice având în vedere încheierea contractului de branșament. Să asisteze furnizarea serviciilor în cazul în care împuterniciții sunt împiedicați să verifice sau să citească contoarele. Să verifice și să remedieze defecțiunile de la instalații care sunt proprietatea operatorului atunci când aceasta se află pe proprietatea utilizatorului. Operatorul are următoarele obligații. Sigur, în mod... Deci, astea au fost drepturile... Numai un pic. Operatorul are următoarele obligații. Să asigure în mod continuu serviciul de alimentare cu apă în parametri fizici și calitativi, prevăzut de indicatorii de performanță a serviciului, indicatorii care poate fi aprobat de către autoritățile administrative publice locale și la de servicii facem mai analize, se corespunde. Să efectueze analiza calitativă a apei furnizate. Să aducă la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 48 de ore înainte, prin mass media sau prin afișare, la utilizator, orice întrerupere de furnizare a apei în cazul unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere planificate. Deci alea planificate, dar avariile nu sunt planificate, nu poți să arunc. Nu știi când se produc. Să ia măsuri pentru remedierea deficiențelor apărute la instalațiile de conectare, deficiențelor la rețeaua publică de apă, în maxim 4 ore, adică să nu se facă prea mare risc. Îngemarea lucrării pentru remedierea deficiențelor constatate să facă în termen de maxim 24 de ore. N-am avut niciodată mai mult de 5-6 ore, 10, maxim întrerupt apa. Să exploateze, să întrețină, să repare și să verifice contoarele instalate la branșamente și la fiecare utilizator. Verificarea periodică se face conform dispoziției de metodologie în vigoare și secunde. Deci apometre este sigilate. Dreptul și obligațiile. Hai să dăi și pe domnul. Trebuie să lăsați apa.
De ce ai plătit? Domnule, da, mai stai, poate mai găsăm vă soluții cu banii. Da, dar eu am trebuie să facem bugetul. Da, merge să faci. Astăzi e ultima zi să depunem și eu revin dacă sunt probleme. Utilizatorul are următoarele drepturi. Să beneficieze de servicii publice de alimentare cu apă în condiții prevăzute în contract. Să constate facturile când... Să conteste, da, să conteste, mă scuzați că eu. Să conteste, adică să vină cu contestații la facturi, atunci când constată diferențe între consumul facturat și cel realizat. Nu că îi se pare lui că nu a consumat. Să solicite în scris verificarea cu controlele instalate pe branșament propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, deci să anunță dacă cumva sunt pe cheltuiala sa. Da, să anunță că nu te-am apărut. Utilizatorul în următoarele obligații. Să utilizeze rațional apa și numai pentru necesarul propriu. Să respecte. Asta e dat pentru uz propriu. Pentru necesar e și să-și odivie, e tot un necesar propriu. Nu, tot apă e via. Nu e... În cazul în care branșamentul se află pe proprietatea utilizatorului acesta, va asigura integritatea sistemului de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum și pentru operațiile de întreținere și de intervenții. Să asigure prezența personalului sau împuternicitul la citirea contorului, să nu execute manevrele la robinetul de... Să n-aibă bypass-ul la să-ți referi. Instalarea... să nu folosească în instalații pompe de aspirație sau de să nu absorbe din, cu pompe de debit mare din... să achite contravaloare în 60 de zile de la data facturării, să ducă la cunoștință furnizorului între 15 zile lucrătoare orice modificare a datelor sau de identitate sau datelor de identificare a imobilului care sunt prestate servicii contractuale. Să solicite rezilierea contractului și încheierea furnizării serviciului de apă în 15 zile de la înstrăinarea imobilului. Să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branșamentul utilizator în cazul în care s-a constatat că este defect în termen de maxim 15 zile. Deci dacă cumva mă informați, se defectează la unul apometru în maxim 15 zile, de poate să vină a doua zi, cât mai repede, să anunță că nu îi se înregistrează apă. Deci nu... Nu, nu. Dar poate au conștiință. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare, când ne sesizează ei. Și în restul să contracte... Valoarea ați aprobat, asta e model. Dar noi ați votat la ședințele anterioare că 50% suportă primăria. Noi deja am pus banii. Am lăsat altele și am pus banii acolo, din puținul ăsta care este. Să sperăm că o să avem apă. Pentru că nu mi-aș imagina funcția de primar fără să dea apă la populație. Adică fără să furnizeze apă, mă scuzați că expresie. Eu știu comun prin jur care e 9 metri de coloană și o să că n-au nicio treabă. Cine, doamna secretar, sunteți de acord cu contractul? Să mă dea la de contract, da. Da. De ea, nu-l ajută așa. Aici a o problemă, o să vedeți cu medice, să mai reducă contactul de cu medice de apă. Să nu mai facă propagandă cu... Da, da, da. O să lucrească, unul vin, unul apă. Domnul Arminte, nu vă supărați pe mine. Trebuie să le mai faceți și gard acolo, nu sunt grădiții distrut. Vom trece la numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general actualizat pentru obiectivul de investiții, construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Comuna Funcești de Sâmbăteu. Așa, specialiști. Propun spre aprobare proiectul tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții, construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Comuna Funcești de Sâmbăteu. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, deci componenta 10, fonduri europene, da?
Fondul Local Investiția 2 și construire de locuințe ZEP, plus pentru locuințe de servicii pentru specialiști de sănătate și învățământ, în 2010, Triocat, ISRL. Articolul 2. Se aprobă devizul general actualizat în faza proiectului tehnic de execuție, aferent obiectivul de investiții, construire de locuințe de servicii pentru specialiști în sănătate și învățământ, cum la afacere de SUACO, conform anexei 1, la prezidenta hotărârii. Articolul 3. Se aprobă finanțarea din bugetul local a Comunei Vâncea, județul Bacău, suma de 1.335 de lei, din care 1.335.630 de lei, din care TVA în valoare de 248.598 de lei, reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru acest obiectiv. Cofinanțare. Valoarea totală, păi asta vreți să vă dau din divizionul nou. Dacă vreți să dăm și pe capitolii, da. Valoarea totală e 2.944. Milei. Da. Deci 50%, cerca 50% trebuie să cofinanțăm. Ok. Eu aici îmi țin ideea și voi fi în lucru. Acum, cine votează pentru? Pentru ce? Pentru casa specialistă. Divizul care a prezentat un primar. Divizul general de la casa. Eu nu abțin. Cine este pentru? E părerea mea. Așa. Dacă vine specialist în comun și nu aveți locuințe de servicii, ce faci? Asta sunt mari răspăs? Am aici. Aveți aici. Deci, da. Ultimul proiect menționat, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de servitude anumitilor Dincă Constantin și Dincă Alina Ramona pentru imobilul situat, proprietatea personală, situat în satul Cârcești, starea fontana lui Anton, numărul 2A. Deci, haideți să vă explic cine e, ca să înțelegeți. Dincă e cumnatul lui... Cum deci numai alu Roșu, alu Chetroi, care da. Casele astea două frumoase aici, la intersecție, în Poiană. În Poiană. La Fântână, deci cum treci podul... Ah, în stânga, sunt două case. Și e aia din unde s-a Gheorghe alu Chetroi? Aia din stânga. Nici pe ăla din Anglia? Da. Deci ăla din Anglia, cu prima casă, frumoasă e în regulă, a doua, ca să nu are acces pietonal și trebuie 20 de metri pătrați, că e colțul ăla de teren care e al nostru. Și să-i dăm voie că pe acolo are poate să iasă. Și nu-i, dă, nu-i face branșament la energie, da, nu are... Și trebuie... să-i dăm voie și-o luat... Da, e nu mult. E voie de măsură acolo, vin gardul în casă. Dar ei nu mânta gardurile, că le-au făcut pe cealul și-a plasament. Da. Da, eu așa știu. Da, avem un urbanist care au fost de fiecare dată. Da. Deci e vorba de clinul ăla în fața lui Gheorghiță, da. Care e a nostru clinul ăla. Trebuie să iasă pe acolo cu curentul și nu-i dă brașament, nu-i dă drept de servitud. El o 10 metri pătrați, am 20, că nu se încadrează, nu s-a avut numai pe 30 cm ca să-și facă acolo ce are. Da, nu creează niciun prejudiciu comunii, nu, până la urmă, nici nu putem să ne mijlocul satului să nu... Supunem la vot proiectul numărul 6. Nu poate să-i încabureze acord? Unde are el colan? Referitor la întrebarea domnului și consulie, de ce n-am fost de acord sau de ce m-am abținut la proiectul putere numărul 5, părerea mea este că valoarea cofinanțării este mai mare decât valoarea banilor care vor veni din fonduri europene și nu consider această investiție de valoare imediată oportună pentru comună în momentul respectiv, mai ales că ați vorbit de economie la buget. Asta este părerea mea. Da. Am înțeles. Deci dacă eu aș fi îndrăgit... Nu sunt împotriva construirii sau dezvoltării, dar conform... Eu aș fi îndrăgit ideea asta dacă vineați când am propus investiția cu 3 ani. Dar după 3 ani... Dar nu erau sumele chiar așa evidente. Și criza. Deci dacă cu toți am aprobat o investiție și acum zicem că nu mai vrem să o mai ducem la capăt, fiind pe fonduri europene, nu avem nicio posibilitate de a opri proiectele de fonduri europene. Deci trebuie să mergem obligat. Deci nu. Am avut căminul cultural și o zic că nici un leu nu trebuie să dat înapoi la... Nu se poate. Deci totul trebuie cheltuit. Cu orice risc, chiar dacă mai punem de la noi. Exista și posibilitatea să o facem cu banii ăștia sau cu 30% cofinanțare sau 20%. Dar din serviciu. Vrea să facem o construcție din serviciu sau din cărămidă?
Am zis să fie o construcție, să rămână pe 100 de ani acolo. Poate să era obligatoriu să neapărat, era obligatoriu să facă construcția. Da, da, că am prins proiectul pe poduri europene. Acolo va fi 400 de metri de locuință, unde se poate face grădinițe, că monitorizare pe 4-5 ani. După aia rămâne o grădiniță făcută 50-50. E cu o finanțare jumătate, adevărat. Dar ne rămâne cu un cărămidă, cu eficiență energetică 95%, 5% ai consum de energie și restul tot e ăsta. Și construcții făcută, se va face, deci e dată autorizație pe licitație acum. Deci sunt nicio formă nu o putem opri, tot ce e pe licitație. Va merge în codirul și mai ales dacă constructorul o câștigat, constructorul care o va câștiga, ne va da în judecată dacă nu mergem cu proiectul. El a plătit garanții de gestiune, bună execuție, toate astea, cum scrisori de garanții ce au. Plus că... merge în continuare. Merge, nu, dar v-am spus că dacă era o posibilitate să renunțăm la vreunul, ceea ce m-am putea renunța, la proiecte putem renunța la astea pe buget local, la apă, la asta, dar ce facem cu populația? Luați-vă atribuția asta, că opriți apă și să vedem ce se poate. Prima, nu răspunsul prima la probleme de care devine așa electoral de cu apa. Eu mi-am spus părerea sinceră, consider această investiție neoportună. Foarte bine, ați votat. La ce am votat conform... Da, nu, e democratic să fii votul și împotrivă, nu numai pentru noi. Nu cer să justifice față de mine ce am votat eu așa. Am încercat nimeni. Eu vreau să vă spun că nu se poate opri proiect. Asta e ideea. Deci dacă veneați cu... Nici nu vin, nici n-am făcut... Nici n-am vorbit cu colegii. Am înțeles, am înțeles. Bă, ne încerc scuze dacă am pus probleme mai... așa. Da. Nu cred, în cei 4 ani, de aproape 4 ani de mandat de consilier local, nu cred că cei de la PNL se spuneau... Nu, nu, pe nici, nu, nici n-am spus și nu avem cum obiecta că n-a susținut proiectele din comună. Dar deci este o temere acum, acum nu putem spate la capăt. De observ temerea asta și în rândul funcționar. Eu vrez în modul privat și este temerea asta peste tot, la toate firmele. Tot sunt. Da, n-ați votat în 4 ani. Ați votat absolut. Da, da. Asta înseamnă să vă mai gândiți. Nu, cam votul a fost, dar ce să mă gândesc. Deci mai rău o dată, dacă vreți, proiectele care sunt în curs de execuție sau... Construirea de locuințe de servicii pe Plești am discutat. Reabilitarea și dotarea școlii gimnaziale Pâncești prin eficientizare energetică a corpului mare aici, care să faci reparații capitală ca și la cămin cultural. Aici ar fi trebuit până în april-mai să mutăm toate clasele, ceea ce creăm o mare bulversare și acum cred că găsesc înțelegere la constructor să intre de pe 10-15 iunie ca să nu mai bulversăm orele de curs. Trebuie să schimbăm mobilierul. S-a stabilit clasele să meargă la Fulgeriș sau nu? Doi, ultima discuție care am avut-o cu domnul director a fost că va consulta părinții, cum vrea fiecare. Și eu, să fiu sincer, am zis că din partea primăriei nu o punem niciun fel de rezistență, o induce numai să fie în interesul elevului și a învățământului. Adică să nu vorbesc ideea, dacă se mută la Fulgeriș, nu știu dacă ar mai trebui investit în școala de adineță în reabilitare. Anul ăsta. Da, zice că nu-n cap la Fulgeriș. Nu-n cap. 1-4 trebuie să merg la Dinezul. Dar nu știu să reabiliteze Dinezul, când mai merg la Fulgeriș. Păi, dar... Nici la Dinezul nu-n cap. Sunt 4 clase, nici în joc. Cu Petrești, cu... La Dinezul. Da, la Petrești, dacă am mutat și la Petrești și la Soși, da. Dar zic că nu se încadrează ei cu cursele. Să-i duc până la Petrești, să vin înapoi, Fulgeriș, le vin. Eu n-am înțeles de ce crește de întâi așa, a doua, ia din tot și duce la Dinez, și cine vine și ce interes. Doi, eu n-aș fi strămutat, dar nu m-am amestecat, ca să las întreaba Consiliului Profesoral și a directorului școlii să ocupe de modul cum se desfășoară. Noi să... Păi o explica domnul director în felul următor. Clasa a doua, având un număr preponderent de elevi în zona Chiliadeni-Fulgeriș, să rămână acolo. Adică și să funcționeze la Fulgeriș, clasa a doua, adică merg în zona de acolo. Și ceilalți să rămân pe Pâncești și Dieneță. Da, și ăștia din sus. De ce trebuie duș la Dieneț? Pot să dau un răspuns? Da. Păi nu. Pentru ca să nu vină domnii de aici și de sus să pleci acolo. A, se intersectează și nu-i bine. Nu. Adică, nevastă-mea și doamna conduri,
vin lângă casă, ca să nu așa. Atunci hai să mutăm școlile în curte. Iar nu, nu, casă, nu, iar nu, adică, păi, dar acum mutăm. Doamna, doamna Voiță. Doamna... Mutăm după interes? Interesul elevului. Nu mai este. Eu am dat la clasa cu domnul Dinu jumătate de demieț. Asta e. Da, spus la prima, nu la a doua. Nu să nu ți bătut timp cu el, deocamdată noi te pregătim să ridic clasa. Cum a zis? Doamne, de lângă casă, nu. Tatiana pleacă la... Eu cred că domnul consilier David trebuia să găsești o altă jos, care a fost pripit în... Nu, dar n-am găsit-o, asta s-a spus. Nu, mi se pare greșită, dacă asta e un alt zid, acolo, acolo. Nu mă spun după deci. Nu trebuie dacă... Nu, 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 nu. Nu, e, e bine să... Doamna Tatiana duce la fărzării pentru jumătate din copii... Da, e justificat, acolo chiar mi se pare o decizie foarte bună, binevenită. Haideți să mai trecem un pic prin, astea, prin proiectele astea, poate îmi dați voi idei. Aveam dezvoltarea... Rețele inteligente de distribuire a gazului. Asta merge mai de cum v-am spus că pe asta. Pe... Ce nu înțeleg la gaz, toată Europa, mă refer la nivel de rețele, da. Că să eliminăm central de apartament cu... Și cu ce facem focul? Nu știu. În viitor vor să... Și acum noi dezvoltăm proiect de gaz, bine. Avem gaz ca țară, nu înțeleg. Nu, dar n-ați, poate n-ați... Poate n-ați mai... Nu, stăți un pic să vă explic. Nu, dar nu vorbim... Dar eu v-am spus că eu nu vorbesc la macro, vorbesc micro, deci vedem la proiectul ăsta nostru, în afară că va funcționa cu gaz metan, Marea Neagră, sub Marea Neagră, din Munții Carpați, unde o să-l aducă, funcționează și pe hidrogen, care nu-i poluant. Deci așa e conceput el. Și asta se face, cum v-am spus, pe câteva sute de ani. Hidrogen va exista, dar sistemul de... Este cel mai mare în atmosferă. Exact, dar noi, cum se cheamă, catalizatorii sau sistemul de selectare a hidrogenului greu. Și probabil în timp o să facă centrale de... Nu, dar n-am contestat proiect. Eu am contestat, mă gândeam așa, în viitor... O să se găsească soluții, pentru că decarbonizarea trebuie făcută în 30-40 de ani. Că altfel se duce planeta și nu știu dacă le convine. Eu unul aș prefera să ne întoarcem cu 500 de ani în urmă, pentru ca să mai fie viață pe Pământ. Deci să trăim mai ca cu 200 de ani, decât să nu mai fim deloc, știți? Așa am fi și mai liniștit, nu stresat, nu? Cu telefonie, nu? Acolo câștiga alegerile cine avea sabia mai puternică. Deci ajungi. Da, avem construit sistem de canalizare pentru Petrești și Fundul Băie. Avem acolo proiecte 19.500.000 de lei, deci sunt 90-200 de miliarde pe Anghel Saline. Putem să renunțăm la un proiect de ăsta care ar intra în comună? Și îi aproba tot, e pe licitație acum, cum poți să renunți la un proiect? Să, adică pentru... Eu știu, un milion care îl punem noi. Renunțăm la 20 de milioane pentru un milion. Nu mai prindem. Păi nu îi mai prindem veci. Și sunt care vor să facă credite. Nu dau nume, dar sunt comuni care fac credite să facă. Nu mai la celălalt. Nu, doamne, am înțeles. Eu știu, știu. Dar eu vreau să-l trec în viață din ideea că... Apa, sistemul de branșare, la fel, că dacă oamenii noi branșăm noi pe bani europeni, la sistemul vechi de canalizare, ăsta am recepționat, dacă nu îi branșăm noi, nu o să branșez populația. Legea spune, legea mea, că dai 4.000 de lei, dar îi dai și 10.000 de lei, dar omul dacă nu are bani să facă sub-traversare, să facă, amenda rămâne încasată și tot nu se leagă. Dar dacă îi ducem țeava până sub gard, e mai ușor să mergi și 3-4 țări să se lege, să se raporteze la... Nu vă dă la voi, voi la rețea aeriană, până acolo, nu la unde faceți... La legitare? La ce vorbiți? La lung, acolo unde... Da, avem acolo apă, avem și acolo nu sunt probleme cu plata. Pentru că... Nu, de rețeaua elitică, să o faci aeriană, poate mai fac casă cineva, mai no. Extinderea. No, unde vorbiți? Să-l lăsați la Petrești? Da. Așa mă gândeam la Dinesc. La Petrești către... N-am văzut soluția acolo, să vedem cum e... Să văd soluția, nu, eu știam... Acum aș fi și ăla, mai sunt acolo, care mai trasează. Nu, nu mai trasut și unde face extinderea de rețeaua. La Pichiroi, la deal, toată, pe amândouă părți. La fundul voi acolo... Și la aici, la tine, și aici, da, la mine sunt multe și doi stâmpi la fiecare. Nu, o să facem lumină în comună, deci, într-o cuvânt. Dar, nu durează. Se face cu răbdare. E mare, la decertarea, în decertarea plenului, în locul să port un pic, să port acest pic, să-l meritați în plin. Să mergem, să-l scriu eu. Nu mai aveți de adăugat ceva la ședință, dragi consilieri? Deci la ședința încheiată, puteți mai să mulțumesc pentru vorbă.